Trăim vremuri la care nu ne-am fi gândit vreodată. Trecem prin lucruri la care nu ne așteptam și poate mulți dintre noi se simt dezorientați. Totuși, unde putem găsi acum fericirea? A venit la noi cu sfaturi părintele Vasile Ioana. Bine ați revenit, părinte! Bine v-am regăsit, Doamne ajută, dragii mei! Mă bucur să fim din nou împreună, să ne întâlnim împreună. Da? Avem, iată, bucuria întâlnirii. Da. Așa este mare lucru că știm că ne avem unii pe alții și că suntem o familie. Așa familia este. Asta mare, ProTV, acum, parcă mai mult ca niciodată, i-a apropiat pe oameni, pe artiștii care vă iubesc și este un lucru bun. Părinte, în toată această perioadă noi am căutat să ne înconjurăm de prieteni, virtual desigur, am gătit, am cântat, astăzi ne-am propus să dansăm, frumos, spre exemplu. Foarte frumos, foarte da. Frumos, foarte frumos. Dumneavoastră dansați vreodată, părinte? Da, am dansat, chiar ieri am împlinit 25 de ani. De când m-am căsătorit cu iubirea vieții mele. Mulți înainte, felicitări. Da, și vreau să vă spun că am 3 băieți și am sărbătorit eu și cei 3 băieți cu soția mea împreună la masă. Din cei 3 băieți, unul este la Londra, altul este la Oxford University și celălalt e mic la școală, Anastasia Popescu la școala generală. Am stat la masă cu ei și am rememorat cele mai frumoase amintiri ale vieții noastre. Și acum am văzut cât este de importantă relaționarea din familie și cât de important este să pui pe masă amintirile frumoase, să maximizezi ceea ce te leagă. Și acum am primit o lecție mare de viață de la băieții mei. Ei au 22 și 23 de ani și au venit din Marea Britanie și cel de la Oxford a zis așa: tată, mie îmi place enorm aici, dar acum vreau acasă. Celălalt care lucrează la o multinațională mare de senzori, de ăștia, mașini autonome, pe IT, e foarte bun, la 23 de ani are un salariu foarte bun, mi-a zis: tată, eu aici mă simt foarte bine, dar vreau acasă, tată. Vreau la tine, acasă, și la mama, vreau să stau cu voi. Și acum el lucrează remote, pe același salariu, dar fără costuri, ceea ce e fantastic, dar acest acasă acum are litere mari. E așa de... Deci ei au zis: suntem bine acolo, dar acum vrem acasă. Vrem au acasă. Simțit în inimă o dorință de acasă. Acest acasă acum are litere mari. Acest acasă înseamnă acum altceva. Oricât ți-ar fi fost de bine în lume, toată venirea asta, noi am comentat-o. Dar e ceva de aici, fraților. Când este de aici, nu există să mai fie de aici. Când simți că vrei la bunici, la părinți, lângă cei apropiați ai tăi, dragostea e mai puternică decât banul, decât poziția socială, decât mașina pe care o conduci. Omul a simțit ceva acum, aparte. A venit un duh în care în inima omului a venit dorința asta: hai să ne strângem, hai să ne adunăm. Și asta este un lucru tare bun și îi mulțumesc de Dumnezeu că mi-am văzut copiii acasă. Da. Și e așa de frumos că i-am acasă, mă simt atât de bine. Părinte, în această perioadă oamenii au tot felul de temeri, de îngrijorări, de gânduri. Dar unde ar trebui ei să caute fericirea? Starea de bine, asta? Dragul meu, perioada asta este o perioadă care a adus frica morții. Exact. Deci gândiți-vă că în ultimii 30 de ani, de când ne știm noi pe pământul ăsta, noi, cei care stăm acum aici și mulți dintre cei care ne urmăresc, am avut niște momente importante în viața noastră. Revoluția din 89, vă aduceți aminte, în decembrie 89, când ne făceam cu mâna toți, ne salutam, nu ne cunoșteam între noi. Ne luam în brațe, unii pe alții și asta a fost un moment de schimbare radicală. Da. Viața s-a schimbat, nu mai aveam cartelă, nu mai mergeam să cumpărăm doar o pâine pe zi, nu aveam cartela aia de ulei și făină, așa, s-a schimbat viața, da? Da. Ăla a fost un moment important. După aceea, în momentul 2001, când au căzut turnurile gemene, a apărut o frică cu terorismul, cu teroriștii care au venit. Și a fost iarăși o schimbare majoră, s-a schimbat totul, tehnologia s-a dus mai către altă direcție nouă, totul s-a schimbat atunci. A venit frica asta că vom putea fi omorâți oricând de către niște oameni care poartă niște bombe pe ei și a venit frica asta. Au apărut atentatele, a fost ceva îngrozitor, niște ani grei. Da. Și acum a venit această pandemie cu frica proximității morții. Deci am tineri, dragii mei, la spovedire, care spun: părinte, pot să capăt virusul și să mor. Mi-e frică. Mi-e frică să mor. Sunt oameni care le frică în case chiar. Ne întâlnim ieri la Mega Imaj. A trecut o doamnă pe lângă o altă doamnă și doamna aia stătea pe ecoul așa și zicea: haide, treceți mai repede că mi-e frică de dumneavoastră. S-a născut totuși o frică acum. Da. Și în perioada asta noi,
preoții, psihologii, psihoterapeuții, voi, formatori de opinie, oamenii vă iubesc, vă urmăresc. Acum e nevoie să încurajăm pe oameni să ieșim din frică. Și ca să ieșim din frică, Sfântul Paisie Aghioritu a spus așa: omule, ia-ți o bază de date, de gânduri bune, de lucruri bune, da, și contrapunere celor rele. Deci cumva răul ăsta a venit acum, e o ceață, o nebuloasă, nu știm ce va fi mâine. Da, și dușmanul ăsta invizibil, nu, părinte, știi, cumva, da, nu știi. În fața acestui necunoscut, în fața acestor frici, noi trebuie să punem ceva în loc. Dacă nu pui ceva în loc, o iei razna. Și atunci noi trebuie să punem în loc niște bucurii, niște stări de bine care au venit în perioada asta. Știm că ați pregătit și am pentru pregătit noi astăzi ceva. Șapte, care sunt bucuriile? Că... Da, care sunt stările de 7 bucurii pe care le avem în perioada asta? Pentru că avem bucurii. Hai să le vedem. Hai să le vedem, părinte. Le-am pregătit pentru voi, pentru că n-ar trebui să stăm cu gândul la ceea ce este mai rău. Într-adevăr, este foarte greu în momentul ăsta să treci peste necunoscutul de mâine, dar avem câteva realizări în această perioadă. Prima realizare este că familia este mai fericită ca niciodată. Acum familia s-a unit, acum familia înseamnă izvorul vieții și al echilibrului. Acum avem timp pentru soții. Soțiile noastre sunt fericite. Cele mai fericite. Lor ne place să vorbească mai mult, să vorbească cu soții și să te-a avut mai mult soția ta și a vorbit mai mult cu tine, nu-i așa? Așa a vorbit, era fericită soția ta că ai stat și ai ascultat-o. Nu? Da, mai mult. Copiii sunt cei mai fericiți. Exact. Pentru că ei acum s-au jucat mai mult cu tata și cu mama. Bărbații au o problemă, bărbații. E foarte greu. Ce problemă, părere? O parte dintre ei acum sunt în pragul depresiei. De ce? Pe că ei vreau și ei la bere cu prietenii. Asta, dragul, da. Vreau și ei să iasă cu prietenii, vreau și ei să iasă la un fotbal. Domnule, e greu. Am bărbați, părinte, nu mai pot, mi-a făcut amereu. Și au făcut bărbații săraci și au făcut amereu. Părinte, câte zile au mai rămas că mă duc și eu să mă joc, să mă întâlnesc cu prietenii, să joc o tablă. Ideea este că bărbatul a stat în perioada asta, a gătit, a ascultat-o pe soție, s-a jucat cu copii, dar vrea și el cum ar veni. Ar vrea și el, da. E mai greu pentru bărbații. Nu e așa, Cove? Părinte, e mai greu. Da, e mai nu greu. E ușor. Dar vreau să vă spun că bărbații au făcut ceva extraordinar în perioada asta. Ce-au făcut? Au dat din timpul lor, copiilor și soțiilor. Cred că această nenorocire a venit în urma unor rugăciuni. Ale nevestelor și ale copiilor. Pentru că nu mai aveau timp, domnule, de nimic. Asta este un adevăr. De aceea cred că acum familia s-a reunit și bărbatul care era foarte ocupat acum s-a focusat pe valorile familiei. Și asta e foarte bine. A doua mare bucurie este că suntem mai realiști. Adică s-a mai renunțat la mândrie. Dom'le, în perioada asta oamenii sunt mai așezați, mai ponderați și s-a renunțat la ceva. La sclipiciul lumii, la poleala asta a lumii, lucrurile inutile. Acum sunt doamne care își pun pe Instagram poze cu ele naturale. Da. Pentru că ele sunt acasă, sunt unele doamne care nu s-au mai machiat, au rămas așa naturale cum le-a lăsat Dumnezeu, stau în casă îmbrăcate de casă, își fac poze în living acum, s-a renunțat la poleala asta a lumii, era prea mult sclipici, în ce mașină ai venit, ce mașină ai, la ce restaurant ai mâncat, la cel mai fițos restaurant, te duci sus la să vezi, mă rog, lucruri din astea inutile, de altfel, care consumau foarte multă energie și foarte mulți bani. Deci, practic, renunțându-se la mândrie, s-a ajuns într-o zonă de realism. Acum suntem mai ponderați. Așa este. Pentru că avem grijă de bănuțul nostru cu mai multă atenție, nu știm ce urmează, nu mai cheltuim mai urea. Exact. Nici nu mai avem cum să mai cheltuim. Se mai cheltuiește online, dar totuși ce se cumpără online? Am un prieten la EMAG. Da. Mi-a zis, părinte, acum lumea cumpără strictul necesar ce au nevoie. Nu mai cumpără nevoi inventate. Acum pur și simplu se cumpără ceea ce este absolut necesar. Așa, asta e bine. Deci ne mai smerim. Am devenit mai realiști, mai adevărați și s-a renunțat la mândrie, ceea ce e bine. O altă bucurie este că suntem mai ponderați și bine ar fi să rămânem așa. Da. A treia, odihna. Deci anul sabatic, Dumnezeu, când a călăuzit poporul evreu, i-a spus așa: 6 ani lucrează, muncește pământul, al 7-lea an odihnește-te, nu mai lucra pământul, lasă pământul să se odihnească, odihnește-te și tu să fie un an al veseliei, anul sabatic. Anul sabatic, dragii mei, Dumnezeu le-a spus evreilor să-l aibă. Și vreau să vă spun că poporul iudeu
Este un popor sănătos, un popor inteligent și pentru că știe să se odihnească, dragii mei. Adică, ei, în momentul în care au anul ăsta sabatic sau o perioadă în sabat, da, nu fac nimic, dorm un pic mai mult, se odihnesc, se întâlnesc cu prietenii cei dragi. Deci hai să ne luăm și noi aceste luni ca perioadă sabatică. Am dormit mai mult. Așa este. Ne-am odihnit mai mult. Așa este, da. Parcă ne-a făcut Dumnezeu rost de timp de undeva. Da. De ce? Pentru că am făcut această pauză. De ce? Pentru că din lăcomie, da, făceam un abuz de muncă. Adică muncă, da, muncă, să avem, să câștigăm, să... Erau oameni care aveau 3 joburi, dragul meu. Săracii erau la 40 de ani, arătau ca de 60 de ani. Nu se mai putea, adică era mult prea mult. Mult prea mult abuz de muncă. Și atunci Dumnezeu a zis: stop, stop. O mașină de aia care merge cu 180 pe autostradă te-a oprit. Ia stai, da, ia stai, ia trage tu puțin pe dreapta. Nu cumva consum cam mult? Nu cumva ți se strică frânele dacă, da, frânezi, da, prea tare? Și lumea asta este ca o mare mașinărie care s-a oprit un pic și trebuie să repornească, Doamne ajută, să repornească cu bine, dar mai ponderat, în așa fel încât să nu se nască răul. De aceea, da, cred că acest an sabatic, această perioadă de odihnă, noi ar trebui să luăm perioada asta ca o perioadă de liniștire, de așezare a valorilor și de odihnă. Corect. Ne odihnim. Da. Slavă Domnului că ne odihnim. O altă parte bună a pandemiei, da, pentru că e bine să vedem partea plină a paharului, este cultura în perioada aceasta cunoaște o perioadă de efervescență. Citim mai mult. Citesc acum o carte, vă spun, Biologia credinței. Oamenii de știință au descoperit că nu doar genele cu care ne-am născut și nu doar educația e importantă, și că toate celulele noastre se adaptează la situația concretă a vieții de atunci. Și e superb. Deci fizica cuantică îl descoperă pe, da, Dumnezeu prin, da, știință. Deci legătura dintre credință și știință este dată de ultimii oameni de știință care au descoperit lucruri extraordinare. Și citesc ceea ce marii profesori universitari au scris, este superb. Citim mai mult. Da. Ascultăm muzică, așa este, muzică ce ne place, muzică bună, arta online. Vreau să vă spun că Opera Națională a pus acum pe site-ul lor, au pus, da, pe, da, site-ul lor cele mai bune piese de operă, superb. Toate să-l teatrele asculți din... pe Basalic, da, 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 să-i asculți pe oamenii ăștia minunați, vocile bune, da? Doamna Iordăchescu, să-i asculți, să te bucuri de ei. Acum avem parte de artă online, chiar dacă este online, dar suntem mai atenți la artă. Slavă Domnului! Uh-huh. Citim Biblia, pentru că Biblia este izvorul cunoașterii și atunci cultura acum cunoaște o perioadă bună. Ne mai deșteptăm și noi puțin, că nu mai aveam timp de nimic. Așa și asta nu era bine. Și acum avem timp să citim. Orice carte citită, dragii mei, se așează ca o experiență în viața noastră și este foarte bine. Al cincilea, sufletul acum jubilează. Așa. Jubilează de ce? Pentru că în perioada aceasta, fiindu-ne greu, având fricile astea, situațiile astea grele, neplăcute, ne-am dus spre Dumnezeu. Și am zis, băi, ce e mai important în viață? Sufletul e mai important decât trupul. Ne-am uitat un pic înăuntru și mai puțin în afară, pentru că, da, ceea ce este în afară acum trece printr-o perioadă așa de grea și iată-ne acum către slujbe. Trinitas a avut niște cote foarte mari acum, oamenii s-au uitat la slujbe. Eu am avut slujbe online în care s-au uitat 150.000 de oameni. Am rămas uimit să văd, da, că nu, eu slujeam la 400 exact, de oameni. Exact. Dar acum oamenii s-au dus către Dumnezeu mai mult. De ce? Pentru că din frică, frica de moarte ce face? Dumne, vine judecata, mă judecă, mm-hmm, Dumnezeu. Hai să încerc să fiu mai bun. Deci ăsta este un prilej fantastic pentru suflet acum, ca sufletul să ia niște hotărâri să schimbe ceva. Deci Dumnezeu vrea să schimbăm ceva la noi. Fiecare ar trebui să ne gândim ce să schimbăm la noi. Ce-i vrea să schimb la tine? Tu ce-i vrea să schimb la tine? Eu ce-ar trebui să schimb la mine? Și dacă ne schimbăm viața, atunci, practic, pandemia asta este un prilej, o oportunitate ca să ne schimbăm viața în bine și să, da, fim mai duhovnicești, mai înduhovnicești, mai curați, mai puri. Pentru că sunt oameni care făceau păcate și acum nu le mai fac. Slavă Domnului! Un alt punct important, tehnologia. Tehnologia a ajutat enorm. Imaginați-vă o secundă cum ar fi fost viața fără curent, da, și fără telefoane, fără laptopuri, fără tehnologie, fără televizor, fără internet. Ar fi fost dezastru. Și atunci trebuie să recunoaștem că în perioada asta tehnologia a ajutat enorm oamenii. Ne facem treaba, copilul meu stă acolo cel mic de 11 ani, Matei, lecții online, școala frumos, online, pe, da, Zoom, pe Google, nu știu cum, frumos, adică ne-a ajutat enorm. Dar ce vreau să vă spun în legătură cu tehnologia? Ca tehnologia să nu ne acapareze chiar cu totul, pentru că vom deveni niște mici roboței dependenți exclusiv de tehnologie, după pandemie ar trebui să ponderăm consumul de tehnologie. Adică aș vrea când se deschid parcurile să nu mai văd în parcuri oameni care uite așa, da, merg cu telefonul și el merg. Uite-te frate la copac,
Da. Uite-te, frate, la iarbă, la natură, bucură-te de grădina japoneză din Herăstrău, dar nu mai sta cu nasul în telefon. Deci mi-aș dori acum să avem o sete să cunoaștem natura mai mult. E important. Și apoi, fără telefon, la mesele cu prietenii. Mergeai la restaurant, 7 inci la masă, stăteau toți cu nasul în telefon. Da. Nu, aia nu-i comunicare. Eu aș găsi acum un loc, așa, un coșuleț, punem toți telefoanele și a cărui nevastă sună prima... Și spală vasele. Ăla să plătească masa. Adică, cumva, domnule, lăsăm telefoanele deoparte pentru că... Bună ideea asta, părinte, da, o să o implementez cu prietenii. Când ies băieții, da, la o bere, domnule, punem telefoanele, da, și care soție sună prima, ăla plătește. Avem un abonat. Ideea este că n-ar trebui să mai fim atât de dependenți de tehnologie. Credința, dragii mei, în încheiere, a șaptea bucurie. E o mare bucurie în popor. Credința e ancora vieții. Cu Dumnezeu nu ești singur niciodată. Asta este bucuria noastră. În perioada asta am simțit că Dumnezeu a fost cu noi și nu ne părăsește niciodată. Nu suntem singuri. În pandemie Dumnezeu e cu noi prin rugăciune. Acum, pe canale de știri, la voi la televiziune, preoții, psihologii, psihoterapeuții sunt grădinarii sufletelor. Acum au fost atenți oameni la psihologi, la psihoterapeuți, ce a spus părintele. Pacea sufletului, bucuria interioară, și asta e minunat. Și mai e o forță pe care o avem toți acum. Rugăciunea comună. Să ne rugăm toți, să cântăm toți împreună, să ne rugăm împreună. Este extraordinar de frumos să ne rugăm împreună. De aceea îi îndemn în final pe toți cei care ne urmăresc. Hai să ne rugăm împreună la 12 noaptea pentru însănătoșirea poporului. Să plece dintre noi virusul ăsta, să nu se mai înmulțească așa de mult și să se redeschidă bisericile, măcar pentru rugăciunea individuală. Dom'le, nu ne adunăm toți, că într-adevăr sunt oameni mai în vârstă care ar sta 3-4 ore împreună și ar fi o problemă. Dar... lasă bisericile deschise, frate, și lasă-l pe om să intre, domne, spui așa, maxim 5 oameni să intre în biserică, 4 oameni, singur acolo, tu cu Dumnezeu, biserica, hai să ne rugăm să se redeschidă biserica. E o nevoie a sufletului poporului românesc. Românul are nevoie să se întâlnească cu Dumnezeu în biserică. De aceea, haide să ne rugăm toți la 12 noaptea, facem acatistul lui Iisus și ne rugăm, Doamne, dă sănătate poporului ca să se redeschidă bisericile ca urmare a însănătoșirii. Noi nu vrem vreun privilegiu ca biserică, nu. Vrem să ne însănătoșim și ca însănătoșirea să fie reală și atunci să venim în biserică sănătoși. Și vă spun ca experiență, am cântat împreună cu oamenii în fața ecranelor și noi aici. Și poate că ar fi bine să facem și acum experiența asta, să cântăm împreună, voi de acasă din fața televizorului și noi de aici. Eu o să cânt și voi să cântați cu mine. Hristos a înviat din morți, cu moartea premoarte călcând, și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat! Adevărat, Cove și Adela, Hristos a înviat, dragii mei! Adevărat, Hristos a înviat, dragilor noștri telespectatori! Mulțumim tare mult, mulțumim, Părinte! Doamne ajută! Să ne așteptăm la vremuri cât mai bune în scurtă vreme. Mulțumim pentru sfaturi. Cu drag.